Activitate infracțională bogată pentru un tânăr din Timișoara, care într-o singură noapte a comis 7 infracțiuni de furt calificat și una de tâlhărie calificată în Deva. Polițiștii au stabilit că la data de 28 februarie, la adăpostul Întunericului, bărbatul a smuls poșeta unei femei care se deplasa pe o stradă din Deva, creând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei. În aceeași noapte, individul a spart geamurile mai multor autoturisme parcate pe diferite străzi, din care a sustras mai multe bunuri. Individul nu s-a lăsat cu una cu două și a pătruns și într-o casă din Deva, din care a furat 600 de lei și un card bancar de pe care a retras o sumă de bani. În urma probatoriului administrat, polițiștii au luat măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore față de bărbat, sub aspectul comiterii infracțiunilor de tâlhărie calificată, furt calificat atât din autoturisme cât și din locuințe, dar și pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod frauduloș și accesul ilegal la un sistem informatic, toate faptele fiind comise în data de 28 februarie a acestui an, pe raza municipiului Deva. Bărbatul a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă Deva și urmează a fi prezentat magistraților în vederea luării măsurilor preventive.